Cătălin, când un câine ne mârâie, este ceva grav? Că eu, de exemplu, m-aș aștepta dacă mă mârâie, eu nu prea m-am întâlnit câini să mârâie la mine. Dar dacă ar mârâi, aș înțelege că chiar trebuie să stau în spate, pentru că următoarea mișcare este să sară să mă muște. Greșesc? Nu. Mârâitul este un mijloc de a comunica o situație în care se află și un semnal practic de avertizare. Mârâie câinii din diverse motive. Nu mârâie pur și simplu doar pentru un singur lucru. Pot să mârâie să te amenințe, da? Pot să mârâie să te atenționeze că e ceva de protejat acolo și n-ar vrea să vii mai mult în spațiul lui. Pot adică să... îți vorbește, nu? Îți explică câte supărat ceva. Foarte supărat când mârâie? Nu. Nu neapărat, nu, neapărat sunt, nu? Sunt tipuri de mârâit, dar dacă vorbim de aceste mârâituri de avertizare, este numai bine să ții cont de ele. Să spui, ok, mă uși eu împrejur, dar de ce oare mârâie cățelul meu? Păi se pare că își protejează mingiuța aia de acolo sau parcă n-ar vrea să te apropii de castronul pe care îl are încă și din care mănâncă. Păi ce faci atunci? Te întorci frumos. Este întoarcerea cu spatele sau cu laterala fără să-l fixezi cu privirea. Este un semnal de calmare extraordinar de eficient. Câinele vede că ai făcut asta, a înțeles că i-ai răspuns, da? Semnalul pe care el l-a dat și se relaxează. Și va păstra o încredere în tine pe care altfel o distrugi dacă tu treci peste aceste semnale de avertizare. Dacă vrei să nu te mai mări în anumite condiții, pur și simplu există exerciții tip, da? Prin care poți modifica impresia câinului față de acel context, îi poți arăta că lăsându-te chiar să și accesezi ceea ce el protejează în acel moment, fie colțul canapelei, fie castronul cu mâncare, fie o jucărie, dacă se mai întâmplă și asta, vede că în urma faptului că tu accesezi aceste suprafețe, s-ar putea să aibă și el ceva de câștigat. Și cu mare încredere te lasă, chiar îi se schimbă mina, așa, când vede că te apropii, ce, a, bine ai venit, trebuie să urmeze ceva plăcut, știi? Da, Billy, să știi că mârâie foarte drăguț, dacă le întreb ceva, ce faci, măi? Măr, vrei ceva? Măr, dar cine e iubirea mea? Măr, 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 măr.